Salutare și bine v-a regăsit la un nou proiect sau Sound Identity. Avem la bază un Audi A6 C8 2022. O mașinuță foarte des întâlnită la noi cu foarte multe proiecte realizate. În prima și în prima fază vreau să vă zic, să vă zic câteva ce am realizat și ce vom realiza. O să începem din partea de sus, da? Aici avem partea de carcasare, unde dacă scoatem această carcasare putem să punem o cameră de vedere, proiect ceea ce, am realizat deja și le avem pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți, vă las aici, în dreapta sus, o informare unde o să puteți să vedeți de la la Z multe videoclipuri realizate cu el, da? Varianta a doua de proiect, ceea ce este superb, avem deja kituri de lumini ambientale în varianta OM. Asta înseamnă foarte clar că va veni sub trimuri în mod original, fără să mai implicăm noi și să implementăm noi ceva. Da? Deci totul va veni într-un mod superior, superb. Uh inițializat și băgat și va funcționa totul din meniul original. Bineînțeles, avem în parte de sus, în partea de jos, da? Și cu accesare și cu ghidare direct din varianta de meniu original din aplicație, din buton și multe altele. Opțiunea a treia. Dacă vedeți, iată varianta aceasta de folie superbă care este folie anti glare și anti amprentă, exact lucru ceea ce facem inclusiv și noi, nu noi l-am făcut acesta, dar și noi facem deci de aia vă zic că și această operațiune o putem realiza foarte simplu da? deci folia anti-glare care iată este anti-amprentă, nu ai probleme cu amprentele, nu ai treabă cu absolut deloc nimic totul este superb da? și plus că îți protejează ecranul nu este așa de murdăricios dar de repede față de cum este cu această folie, îți bate soarele ai trapă, e panoramic, tu poți foarte simplu ca să ai uh, viziunea superbă. Bun. A, soluția următoare ar fi în cazul în care vreți să schimbăm sistemul audio, să schimbăm boxele, atât față, da? cât și spate, să implementăm și un mix subwoofer sau multe altele. Mai putem face și cheia inteligentă, care o să vă arăt imediat numai să intrăm în garaj, da? plus încălzire în scaune față, încălzire în bachetele de spate, monitoare, tetiere, ok, evacuare electronică, ceea ce am făcut-o pe A7C8, pe varianta 2021-22, când era mașinuța nouă-nouță, și apropo, mai avem modulul de androidizare care îți dau un modul în ficiu de un USB și aici Netflix, YouTube, video, tot, 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 direct pe ecranul existent. Deci îți merge YouTube, video, online TV și tot, tot, tot ce vei pe ecranul original, direct din tași, direct cu comandă directă, da? Bun, dar acum hai să intrăm un pic în garaj și hai să vă arăt de la la Z ce va putea primi această mașinuță tot o să punem hai un electric și v-am zis de cheia inteligentă, hai să vedem despre ce ar fi vorba. Această cheie este o cheie smart, o cheie full touch, are inclusiv și butoane normale, da? analogice, atât pe stânga cât și pe dreapta. Ea este cu baterie internă, se încarcă de la tip USB tip C, așa, nu știu durata, dar între două săptămâni și o lună depinde cât o bâză poate să țină bateria. După care o poți reîncărca. Bun, odată ea este cheia, îți face, în momentul când te îndepărtezi, îți închide mașina, în momentul când te apropii, îți deschide mașina. În momentul în care vei cu bagaje și ai haion electric, ceea ce mașina aceasta nu are, pentru că dacă vă arăt un pic, iată, mă joc cu ea, nu are absolut deloc nimica, nu are nici măcar buton, n-are absolut deloc nimica. Ceea ce am să-i fac eu, o să-i pun și butonul, o să-i pun totul tot, să fie ca original, dar vă prezint imediat uh, haionul electric. Deci o să-i dai o bifă Smart trancon. vii din casă, din... Uh, oriunde, de supermarket sau ceva, cu mâinile pline, îi dai eu doar o bifă, pui cheia în, porba, în uh, buzunar, da și în momentul când te-ai apropiat îți dezarmează mașina, îți o deschide, plus îți deschide haionul electric uh, instant, fără să mai conectezi sau să cuplezi ceva. Da? Bun. Plus că mai, dacă ai Apple, iPhone, poți să monitorizezi mașina unde se află, okay? Deci unde circulă, unde se află, plus că este full digital, mai pui și numărul de telefon în ea, pierzi că ea, dacă este un bun voitor, să-ți o înapoieze. Ok, deci atât despre cheia smart. O să vedem că clientul este destul de interesat, dar încă nu este foarte decis, să vedem dacă o să vrea și pe ea. După care, aici avem componentele, haionului electric. Aici avem două telescoape, modulul electronic, cablaje, iată o altă ială de aici, bun, frumos, și totul va fi inclusiv implementat. Bun, plus avem butonul care va fi și el amplasat exact ca la original, îl închizi, îl deschizi de aici, n-ai nicio treabă. Și mai avem o șmecherie superbă, adică senzorul care se poate monta de la cerința titularului. Putem să o montăm sub, în parte de jos da? și când dai piciorul, dai cu piciorul, să-ți deschidă haionul electric. Situație care se o pot rezolva în cazul în care ai haion electric original și n-ai această soluție, poți să să-ți fac și această opțiune ca să-ți fie activă. Da? Deci poți să să-ți fac să ai și inclusiv varianta de deschidere por bagaj de la picior pe sistem electronic de fabrică, nu neapărat aftermarket, ceea ce este acum. Vom dezmembra tot, vom implementa tot, vom reasambla tot, vă țin la curent cu faze, cu faze, da, să vedeți de la la Z cam cum se prezintă acest proiect, ok? Rămâi aproape că acum urmează tot, dar nu înainte să zic că orice produse vrei, să nu uiți că ai jos site-ul, sus site-ul, la început, la final, ai TikTok-ul meu aici, în dreapta, Sandu Hifi, unde poți să vezi multe proiecte mult mai rapid uh, expuse față de uh, canalul nostru de YouTube, unde trebuie să prelucrate mai multe cadre, așa, și poți să ne Urmărești pe Hifi cu foarte multe proiecte realizate, ceea ce v-am zis cu Androidizare, cu cheia, cu uh, Folia, cu uh, camera de vere, cu lumini ambientale și cu multe altele. Toate acestea le puteți obține prin intermediul nostru. Nu uitați să ne sunați, că de repet, aveți numărul, uite, jos aici ai numărul de telefon sau sus, da? Și ne sunați și putem face o programare, putem vorbi despre tot de la la Z. Dar acum hai să-i dăm drumul, pentru că de aia facem aceste videoclipuri, să vă prezint produsele mele, ca să vă prezint ceea ce vă pot eu realiza și să știți foarte clar despre ce ar fi vorba. Ok? Deci hai să dăm bătaie și să vedem proiectul în derulare. Bun, am dezmembrat tot ce înseamnă partea de sus. Ok? Vom extrage practic această operațiune de aici ca să punem partea noastră care a venit cu ea. Bun, după care, iată în partea dreaptă vom scoate arcul mecanic, vom pune acest arc electronic, ok? Cu suport, cu șuruburi noi, tot, 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 bun, atât pe stânga cât și pe dreapta. Iată aici are un telescop micuț de frânare, care îl ajută, iată aici avem arcul nou. Așa, tot așa, suport nou. Și aici vine suport nou. Asta n-aș înțelege de ce, dar e ok. Deci tot ce ne vine se va face. Plus s-a hotărât titularul că vrea și partea de deschidere de la picior și se pare că o să-i face și cheia electronică, așa că o să vedem tot, tot, tot de la la Z cum va lucra. Avem cablajul, avem tot. Hai să dăm bătaie! Bun, suntem cu ambele proiecte gata terminate, ambele zic deoarece odată că am făcut și cheia smart, odată că am făcut și por bagajul inteligent la această mașină. Deci avem două proiecte superbe, gata realizate într-un mod bestial. Hai să prezentăm în prima fază varianta 1, după care vă prezint și varianta a doua. Varianta 1 este în felul următor: i-am montat un senzor aici, pe baza care iată doar el trec cu partea de picior de jos și mi se deschide haionul super fără nicio problemă. Totodată i-am montat aici un buton fizic, iată ce mișto este, pe baza căruia doar apăs, si okay, și haionul se închide. Bineînțeles că se deschide inclusiv și de la mâner, da, să vă arăt toate variantele și iată ce frumos se închide, se deschide, deci dau deschiderea frumos din partea de mâner, ok, iar acum dacă vreau, ok, vin frumos și îl sesizez, da? Îi dau partea aceasta de prezență la picior și hai să vedeți ce e frumos închide și deschide și partea de soft close. Ok? Iată. Îl trage frumos la nivel excepțional. Ok. Ce funcție mai avem aici? Dacă nu, varianta aceasta în care, iată, eu mă duc și am buton aici, care îl apăs, deschid deschide frumos partea de haion. Da? Ok? Și totodată de aici ești la vamă sau ai un control ulterior și zice deschideți vă rog por Iată, nici măcar nu trebuie să îți faci această operațiune de a ieși din mașină pentru că el foarte elegant și frumos se închide, își face soft close, și face totul tot, de la la Z. Deci nu ai absolut deloc nici o problemă. Da? Deci haioane electrice avem pentru foarte multe variante auto în cazul în care doriți, totul este să ne contactați și totul este să comunicăm în cazul în care vreți asemenea gadgeturi. Da? Și acum, în principiu, dacă tot suntem aici și avem și cheia smart inteligentă care pe parcurs a auzit-o titularul și a zis că vrea să o aibă, Bineînțeles că va mai vrea și modulul de Android care să-i meargă frumos online TV, Waze, YouTube, Digi, Netflix, totul, tot, tot, mai vrea și camera o să mai vrea și bordul digital pentru că are bord analogic și o să vrea și luminile ambientale, toate astea care le avem acum în generația nouă, cea mai superbă, care vine direct în trimuri, nu mai facem nicio lipitură, adăugătură, tăietură sau orice altceva pentru că și sistemele acestea sunt ca și telefoanele, întotdeauna apar niște gadgeturi mult mai noi. Da. Am ca să vedeți un pic partea aceasta de cheie cât de superbă este, iată, funcționează foarte bine, ok? Are sistem de monitorizare, are tot ce vrem, hai să-i dăm un signal de 3, ok? Și noi ce vom face? Iată, sunt deschise, bun, plecăm de la mașină, plecăm, plecăm și o să lăsăm să se închidă singură. Am mai dat signal 3, el va fi destul de depărtat, ok? Dacă îi dau semnal 2, îl va lua mult mai de aproape, dar hai să vedem când se închide mașinuța. Mai ne îndepărtăm, ne îndepărtăm, ok, se poate regla să meargă inclusiv și mult mai de aproape în cazul în care uh, practic dorim. Chiar vreau să uh, văd să fac o testare, așa, o să mă duc mai aproape și o să-i fac semnalul mult mai apropiat. Ok, nu tăiem niciun video, nu facem nimic, hai să mergem, hai să-i dăm signal aici Și să-i dăm signal Și atunci hai să mergem pe level 2 Da? Arată că level 2 Bun, hai să mergem și să ne îndepărtăm Ne îndepărtăm, ne îndepărtăm, ne îndepărtăm A! Ah, pardon, nu închide și și știu de ce Deoarece are o funcție în cazul în care, așa, ia să-i dau open, close, da? În cazul în care eu stau lângă mașină, da? Să nu mă tot deranjeze, să se tot închidă, să se deschidă, iată aici trebuie să-i dau open, da? Ei, acum că i-am dat open, că până acum n-avea, ok? Eu îi deschid ușa, o închid, mă îndepărtez, îl resetez și acum mă voi îndepărta de autoturism, ok? Ia să vedem, l-am pus pe Signal 3, și să văd cum se comportă, da? Hai să vedem, mergem, 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 mergem și iată că am închis mașina. Dacă te uiți atent, a și partea de oglinzi, ok? Bun, la apropiere, o să las tot așa camera, da? Mergem, nu va mai deschide oglinzile pentru că mașina se pare că la deschidere nu își face această, acest efect, dar uitați-vă la semnalizări și să vedeți foarte clar când mă apropiu, ok? el, gata, a și deschis. Deci, mai aveam un pas până aici și se deschidea. Bun, acum, ca să iar să vedem încă o funcție, da? E pun frumos contactul ca să-i deschid partea de oglinz, ok? Dau jos contactul. Plec de aici, ne uităm la oglinzi, că oglinzile le vedem, practic, cele care sunt uh, dovada că închide mașina, autoturismul. Ok, ia să vedem. Uite, gata, la și închis, dacă observăm, ok? Bun, și acum mă mai îndepărtez și acum voi intra în funcția aceasta de Smart rank unde dau OPA, ok? Deci am dat OPA. Ei, acum e momentul de față. iau cheia, o Uite, vă prezint, mă duc la mașină. Bun, și în momentul de față, când voi reveni, el ar trebui să-mi dezarmeze mașina și ar trebui să-mi deschide practic por bagajul. Acum eu vin direct aici la șofer, mi-a deschis-o și acum să așteptăm partea de por bagaj care iată se deschide frumos fără nicio problemă. O să facem încă această funcție, încă o dată, să vedem pe un level 2, ia să închid odată por Ok, mă îndepărtez, mă duc la settings, pentru că este bine de Ia să vedem Signal 2, da? Bun. Acum, plecăm de aici, ha? Ia să vedem dacă ne închide mai repede. Doar că trebuie să pun o dată contactul. De ce? Pentru că altfel nu dau seama dacă mi l-a închis sau nu. Bun. Așa. Ia în momentul de față. Am dat pe Signal 2 și am să mă îndepărtez. Să vedem dacă reacționează de la o distanță mai mică, da? Ia să vedem, da, deja mi-am închis, iată, mi-am închis partea de oglinzi. Mă voi îndepărta, ok? Voi intra iar în partea aceasta de control și am să-i dau de aici Smart Trunk Open. Bun, unde ies, frumos, și am să mă apropiu acum de autoturism și sper să-mi facă deschiderea directă. S -o mă, să să luăm la pas, și să mergem acum și se vedem dacă i-am dat semnalul, i-am schimbat semnalul, să vedem dacă se comportă mai rapid sau nu. Dacă nu, eventual putem să ne mai jucăm. Deci aici totul este pe semnale ca să ne jucăm din toate. Da? Iată, sunt la ea, mi-a deschis-o și acum mai să așteptăm inclusiv și parte de portbagaj. Singura este că durează un pic pentru că el trebuie să-i dea două impulsuri până deschide porbagajul. Deci dacă observați, sistemul este în perfect mod de funcționare. Ok? Am să aștept să se oprească și partea aceasta de Haion să se închidă. Să mă mai îndepărtez odată, da? Și să-l văd dacă închide inclusiv și de pe partea cealaltă. Ok? Ia să văd. nu mai văd. Da, eu zic că l închis, l-a închis și eventual dacă tot l-a închis, să mă mai dau o dată în el și să mai fac o dată partea asta de aia. Acum eu nu l-am văzut dacă l-a închis sau nu, dar eu sper că l-a închis. Hai să mă duc să mă apropiu și să vedem exact soluția a lui, da? Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, să vedem dacă l-a închis, să vedem dacă s-a închis sistemul, da? Bun, a deschis și hai să vedem inclusiv și partea de portbagaj, dacă tot a... Da, iată că funcționează în mod perfect, ok? Deci dacă vreți asemenea soluții, asemenea nebune, vă stau la dispoziție oricând Sound of Sound Identity. Așteptați finalul pentru că vă las un final în care vă voi prezenta de la la Z toate variantele, opțiunile, cum puteți da de noi. Aveți numărul de telefon jos, sus, în videoclip la început, la final, aveți TikTok-ul aici, în dreapta, Sound puteți să ne urmăriți peste tot, deci dacă vrei haion electric, cu mare drag, oricând putem să vă facem această operațiune. Ok? Sandu of Sound Identity, rămâi aproape și îți dau toate contactele. Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general, pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să contribuiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a, a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9, 19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică, vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa, avem așa, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? pe www.soundidentity.ro Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici, să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv. Da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hifi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hifi, E, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să, să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți -mi. Da, Iată aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok, dacă îi dai Tesla, vezi Tesla, dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus. Bun. După care, Aici, în varianta TikTok, da, iată, că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere, de vedere ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de Androidizare pe sistemul original, la cel mai nou uh, tip de Mercedes, plus uh, niște Twittere 4 de demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Chia. Uh, Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut Androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay, poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat. Să, iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de prezentare și aici vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, porsche -uri. tot ce doriți puteți să găsiți aici prin tiktok mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, 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 da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte, 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 foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim și tot aici în shopul nostru online, după cât v-am zis, avem Facebook unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, sanduvancea, soundidentity.ro, Toro Radia Dealer Autorizat, partea cu evacuările electronice, da? că și partea de încălzire în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? pe Insta, sanduhifi, soundidentity.ro, că și partea de evacuări, Tor Oradea Dealer Autorizat. Pe partea de WhatsApp, mă poți găsi 0722378512. Iată, acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului, după care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați, ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul. în, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, cautăm o auto autonavigație, da? după aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i zicem Mercedes, ok? Hmm, așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că, uite, dacă dau, că marcă înapoi, deci din 5000 ceva de produse am 4313 navigații. Deci, uitați-vă, atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după ani și te ajută și modelul și anul și tot, 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 tot da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Îți arată câte produse ai, deci dacă am 18, unde am? Cam 3, Dar dă în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de uh, rulare, ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele. Oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, camere monitorizare, trafic, da? Hai să mergem tot așa, marca, hai să luăm aleatoriu, uite, Skoda, am de 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arăt aici manoperă, card SD și îți arată variante, avem de la 699 de lei până la... 4K la 1250 de lei, dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar uh, față? Scrie aici, filmare față, trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare. Față, spate, trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față, trafic doar, față, trafic plus parcare. Față, trafic fără parcare, adică în modul în care static nu ți va uh, filma. Aici, față, spate, trafic fără parcare. De următorul este față, față, spate plus parcare. Deci cititi textele, vă rog, pentru că așa vă veți da seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale, mai nu am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe și hai să vedem un modul care este, deci tot, tot, tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot, tot. tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face Apple-ul fără uh, varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul ți auto ți face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți uh, face Androidizează tot sistemul și după aia na, sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici, ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție. Da? Vrei să îți introduci într-un uh, sistem original o cameră de parcare. Îți cauți așa. Modul cameră parcare față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da? Model, uite, hai să vedem care are. Aia e, de exemplu, a 3 op da? Ok? Și aici poți să vezi, iată, modulul care să face această permitere de intrare în sistemul original. Okay? Sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu, ia să vedem, uite, Q5 8R 2018-2000. 17, da? 2008, 2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceaste, aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față, spate și atunci știe două uh, variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7 9 4M nou, da, tot așa, modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot, tot, tot. Acum suntem în construirea site-ului. o evacuare electronică, iată mă duc și aici, o să-i dau, de, exemplu, TOR evacuare, selectez marca sisteme Torex Haust, selectez model Torex și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor citește, tor generator de sunet, difuzor, este atâta, după care... Tor, modul, da? modulul central care vi l-am prezentat este atâta un sistem cu un kit atâta, un sistem cu două kituri atâta, deci tot, 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 este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai uh, control asupra oricărui, oricărei căutare. Totul tot, tot, este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, por bagaj, hai să vă mai arăt un pic, da, marcă, uite, chiar direct că trei bucăți, da? și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la la Z, cum să cotrobăiți în site, după care, bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în, în, canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi da? și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4B8. Uite, așa. E de a A4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video. Acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan am mult mai multe, dar încă sunt în probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și o să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații, marca, hai să zice, BMW, Ok? Uite cât de simplu e site-ul. Eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3 E46, de exemplu. Da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el. Yeah. Da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? totdeauna citește ce este cu roșu. Pentru verificarea compatibilității, vă rog să ne sunați. Așa, după aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără ecran mare, vă vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă super, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, ha? în cazul în care chiar vrei să ajungi la, uh, în YouTube. Da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube și scriem, da, îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sound Hifi Shop Sound Identity. Da, doar, dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sound Hifi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber, momentan sunteți atâta. Acest videoclip, uh, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri, uh, așa pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe el, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, tot, tot plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfăiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, Short Life, playlisturi. Da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse. Da? Deci, de exemplu, aici lumina ambientale, aici a preparat un betle continental, aici a montat pe Porsche ca în ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini, Maserati, Hyundai-ul noi, câte variante și generații de mașini, cu începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas, inteligență de telefon, de la implementare, uh, carplay-uri, camere, camere DVR, evacuare truncă inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? camere, trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4e, hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlisturi, uri da? apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire. dai Created Playlist, nu te uiți la astea, ce începe, nu te uiți până nu, nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 căzile, 06 sisteme. Ce s acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și toruri le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. E aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, mercedes sub BMW-uri, Porsche-uri, tot, 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 incinte, bași, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire scaune, alarmă cu pornire mașină, da? alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din totul, tot, tot, tot. în scaune, față, spate, senzor de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare în tetiere, Apple CarPlay, să-ți faci waze YouTube, google direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici vezi 82 de videoclipuri, 8 videouri, 8, 8, 83 videoclipuri, găsești aici câte sunt, oh, la car player câte, 101, da. De la 14, la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneri de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Unde vrei tu? Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan. Tot ce vrei le găsești aici. Ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate. Da? Deci tot, 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 tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro da? Totodată de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți cu câteva minute anterior v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlisturi, playlisturi create, cum v-am arătat și îți găsești ce vrei tu. Ok? Nu uita, peste tot, Sound Hifi, Sound Identity. Bye bye.